Har, pace și biruințe de la Domnul Iisus Hristos. Doresc să vă binecuvântez și în această seară, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pe toți aceia care iubiți cuvântul Domnului și pe toți aceia care doriți să cunoașteți cuvântul Domnului. Și doresc ca Dumnezeu să ne deschidă inimile, să primim cuvântul Lui și Dumnezeu să fie slăvit în veci. Amin. Aș vrea să împărtășesc împreună cu dumneavoastră câteva versete din Epistola lui Pavel către Timotei, din 1 Timotei, din capitolul 2. Aș vrea să citesc cuvântul Domnului de la versetul 1 la versetul 15 și cuvântul Domnului vorbește astfel. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau, dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, nu cu toată supunerea. Femeie nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, și femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stărie cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Amin. Slăviți să fie Domnul! Iată, iubiții mei frați, am numit această învățătură să fim unii din aia care să ne rugăm, să fim unii din aceia care suntem mijlocitori, care stăm înaintea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, căci Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, să fie slăviți, să fie numele Lui. Dorim să nu mai fim orgolioși și să nu fim numai din aceea pentru noi, Doamne dă, Doamne fă-mi, ci să fim din aceea care stăm înaintea lui Dumnezeu și mijlocim pentru aproapele nostru, pentru fratele nostru, pentru sora noastră, slăviți să fie numele Lui. Și la aceasta am fost chemat. Aș vrea să reîncep să citesc din nou și o să merg în mai multe locuri în Scriptură și așa vom învăța cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cuvântul Domnului spune din nou, voi începe reșitirea din Epistola lui Pavel către Timotei, la capitolul 2, voi începe reșitirea din nou de la versetul 1, care spune așa: vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni. Ascultați bine, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Iată și ne învață Pavel în lucrul acesta, deci să ne îndeamnă să facem rugăciuni, să facem cereri înaintea lui Dumnezeu, să facem mijlociri. Adică mijlociri ce faci? Ce înseamnă? Mă pun eu pentru tine, care nu te cunosc sau te cunosc, și mijlocesc înaintea Domnului ca El să te ridice, El să, să,
să te vindece sau așa mai departe, el să te scoată din mocirile acestui păcat, din lumea aceasta. După care spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, mulțumiri. Deci degeaba stăm și facem rugăciuni, cereri, mijlociri, dacă nu mulțumim lui Dumnezeu. După fiecare cerere, după fiecare mijlocire, după fiecare rugăciune, trebuie să aducem mulțumiri lui Dumnezeu, precum că am și primit ceea ce am cerut de la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, și spune, pentru toți oamenii. De aceea nu trebuie să mai fim egoiști, ci trebuie să ne rugăm unii pentru alții, că și aceasta este bine și plăcut. Vă citim mai departe versetul 2, care spune așa, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în delegătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică, liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Slăviți să fie Domnul! Și aici avem mai multe trimitere în Biblie. Deci dacă noi nu ne rugăm pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii, în conducerea statului, pentru cei ce au diferite funcții, cum vrem să ducem noi o viață liniștită? Cum vrem noi, ca Dumnezeu spune că trebuie să ne rugăm pentru împărați, pentru dregători? Aș putea să citesc niște cuvinte din Ezra, din Ieremia, dar aș vrea să citesc un cuvânt din Noul Testament, din Romani, din capitolul 13 cu versetul 1, care spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbește astfel. De aceea este bine și plăcut înainte lui Dumnezeu, frații mei, iubiți mei prieteni, să ne rugăm unii pentru alții, că aceasta este bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 13, versetul 1 spune așa, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire ca să nu vină de la Dumnezeu, ci stăpânirile care sunt au fost rânte de Dumnezeu. Deci toate lucrurile acestea, poliția, judecătorii, toate au fost rânte de Dumnezeu, dacă nu am trăit într-un haos. De aceea trebuie să ne rugăm pentru lucrul acesta, trebuie să ne rugăm pentru conducătorii țării acestea, că suntem în Spania, trebuie să ne rugăm pentru țara noastră, România, ca Dumnezeu să rânduiască un conducător plin de evlavie, plin de frică de Dumnezeu. Dacă sunt tot numai corupți, numai corupți. Vedeți că mânia lui Dumnezeu se revasă către România, nu numai către România, și pe întreg pământul. Semne vedem, dar noi suntem aceia care nu vrem să ne întoarcem și nu vrem să ne pocăim. De aceea trebuie să stăm înainte lui Dumnezeu să facem mijlociri pentru toți oamenii și pentru întreg pământul, slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu mai departe, în versetul 3, spune așa, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci gândiți-vă, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că este bun și plăcut și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Deci, cu adevărat, suntem datori și suntem cumva obligați să facem lucrurile acestea. Deci ar trebui să uităm de egoismul ăsta, cum am spus mai devreme, și să ne rugăm, că și lucrul acesta este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă citesc un cuvânt din Romani, din capitolul 12, cu versetul 2, care spune așa, să nu vă potriviți chipul veacului acesta și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desfârșită. Dacă în ziua de astăzi se dau atâtea legi care sunt împotriva lui Dumnezeu, care sunt strigătoare la cer, dacă tu nu stai și te rogi pentru conducători, pentru cei care sunt în conducere, ca să le dea Dumnezeu o minte sănătoasă și să facă lucrurile acestea bine și plăcute lui Dumnezeu, cum vrei ca Dumnezeu să lucreze? Dacă eu pe tine te vede nepăsător, pe mine mă vede nepăsător, atunci Dumnezeu nu poate intra sau interveni cu forță. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune la locul acestea, ca să stăm înaintea Lui și să mijlocim unii pentru alții și pentru conducerea țării acestea, pentru conducerea țării noastre, ca lucrurile să iau o rânduială după voia lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Mai vreau să citesc un cuvânt din 2 Timotei, din 2 Timotei, din capitolul 1, cu versetul 9, care spune așa, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre,
și după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. Mai vreau să citesc încă o dată acest verset care are o mare putere. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Deci Hristos ne-a mântuit, ne-a dat mântuirea în dar. Mi-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, că pe mine m-a scos din slujirea idolatrică de la preoție. Pe tine tu știi de unde te-a scos Dumnezeu. Și după hotărârea Lui și după care ne-a fost dat în Hristos. Deci dacă Hristos a rânduit toate aceste lucruri, haideți adevărat să grăbim venirea Lui și să lucrăm la lucrurile acestea și să mijlocim cu adevărat unii pentru alții, slăvit și lăudat să fie numele Lui. Vă citim mai departe din versetul 4, care spune așa, din 1 Timotei, capitolul 2. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, slăvit să fie Domnul. Deci dacă Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, dacă eu nu vorbesc, dacă tu nu vorbești, cum vor cunoaște acești oameni adevărul? Noi vom fi judecați pentru lucrul acesta pentru că stăm cu gurile închise și nu dorim să vorbim. Chiar dacă mi-a închis gurile mulți în adunări, pot să predic foarte bine unde sunt chemat sau dacă nu, predic sau dau învățătură pe internet și aici o văd mai mulți și Dumnezeu să fie slăvit și lăudat în veci. Aș vrea să citesc un verset din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 3, versetul 16 și 17, care spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ce a dat pe singurul Său, singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci lumea să fie mântuită prin El. Deci dacă Dumnezeu a iubit atât de mult lumea și a trimis pe Fiul Lui ca să mântuiască această lume, eu de ce nu pot contribui la acest lucru ca ei să cunoască adevărul Dumnezeu? Sau tu de ce nu poți contribui? Te-a oprit cineva? Îți doresc din toată inima ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și să-ți dea putere și să înțelegi și să lucrezi pentru Hristos. Amin. Vă știți din nou un cuvânt din Epistola lui Tit. Din Tit, în capitolul 2, cu versetul 11, care cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Deci harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și cum am spus mai devreme, dacă El a fost arătat și am să nu-L cunosc, noi suntem datori și suntem chemați ca să lucrăm pentru lucrul acesta, ca să aducem și vestea cea bună, ca toți oamenii să fie mântuiți, să fim mijloșitori, să fim rugători și Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea, slăvit să fie numele Lui. Vă știu un alt cuvânt din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 17, cu versetul 3, care spune așa: și viața veșnică e aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. Iată, iubiții mei, ce înseamnă viața veșnică, să ne cunoască, să te cunoască pe tine, să mă cunoască pe mine, singurul Dumnezeu adevărat și Iisus Hristos. Cum am spus și mai devreme și mă repet din nou, dacă noi nu grăbim venirea lui Dumnezeu, dacă noi nu mijlocim, dacă noi nu suntem rugători, cum vreți voi ca cuvântul lui Dumnezeu să fie răspândit? Cum vreți voi ca toți oamenii să vină la pocăință? Haideți să punem umărul la care Evanghelia lui Hristos slăvise pe numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu mai departe în versetul 5 spune așa: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Deci iată, între Dumnezeu și oameni avem un singur mijlocitor. Nu avem pe Gheorghe, pe Pasele, pe Maria și așa mai departe, și este singurul Iisus Hristos. Și suntem noi ca frați care stăm și mijlocim unii pentru alții.
Căci cuvântul lui Dumnezeu, lucrul acesta este bun și primit înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu nu stau și nu mijloșesc pentru tine, dacă tu nu stai și mijloșești pentru tine, cum? Cum vă sta înaintea lui Hristos? Voi știu un cuvânt din Romani, din capitolul 3, versetul 29 și 30, care spune așa: sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul ideilor, nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și pe toți prin credință și pe cei netăiați împrejur. Am mai vorbit despre lucrul acesta. Haideți să nu ne mai dăm noi că suntem pentecostali sau biserica apostolică și suntem învățătura apostolică și nici unii, nici alții nu sunt buni. Deci aici Dumnezeu se va îndura de cine vrea și de cine îi place Lui. Nu suntem noi, că am mai auzit învățătura asta, că dacă nu ai Duhul Sfânt, nu știu ce și nu știu cum. Sunt versete biblice care n-aș vrea să intru în acestea. Dar așa tu pierzi pe un om care încă nu cunoaște pe Dumnezeu. Îmi doresc ca toți să înțelegem bine lucrarea la care am fost trimiți. Și îmi doresc ca toți să înțelegem, să știm cu adevărat cum trebuie să ridicăm pe cineva. Dacă nu ești înțelept și nu ai cunoștință despre Scriptură și nu știi să ridici pe cineva, mai degrabă taci, mai degrabă roagă-te, că faci mai mult bine decât să dai o învățătură proastă. Aș vrea să citesc un cuvânt din Evrei, din capitolul 9, cu versetul 15, care spune așa: și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legea, sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduite. Deci haideți, cum a spus și adineaur, haideți să nu mai ne dăm noi să ne batem cu pumnul în piept și să spunem că noi facem și dirigem. Dacă Hristos, Cel care a venit și vrea să ridice pe toți de sub blestemul legii, păi Dumnezeu este Cel care mântuiește și El este Cel care se îndură de cine vrea și de cine îi place, slăvit să fie numele Lui. Care cuvântul Dumnezeu spune mai departe în versetul 6, spune așa: care se da pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adevărit la vremea cuvenită. Și aș vrea să mai citesc niște cuvinte din Evanghelia lui Matei, din capitolul 20 cu versetul 28. În Evanghelia lui Matei, din capitolul 20 cu versetul 28, care spune așa: pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească și El să slujească și să-ți dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Deci dacă Hristos a venit ca nimeni să-i slujească și El a venit să slujească și să-a dat viața pentru răscumpărare pentru mulți, cine sunt eu și cine ești tu ca să nu mergem și să împlinim cuvântul lui Hristos și să fim cu adevărat ucenicii Lui și să arătăm lumii că suntem diferiți, suntem din Dumnezeu? Aș vrea să mai citesc un cuvânt din Evanghelia lui Marcu, din capitolul 10, versetul 45, care spune așa: căci Fiul omului, aici întăresc cuvântul din nou, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Tu și eu, în seara aceasta, să ne punem un semn de întrebare. Haideți să ne punem un semn de întrebare. Noi am putea să ne dăm viața pentru frații noștri. Nu știu de ce, dar parcă mi se pune așa un not în gât și îmi vine să fac o pauză. Oare eu pot să-mi dau viața pentru cineva? Oare eu pot să mor pentru un semen de meu, ca eu să primească viața veșnică, să-L cunoască pe Hristos? Oare sunt eu pregătit ca să mor pentru Hristos? Aș vrea în seara aceasta să ne punem
un semn de întrebare. Aș vrea în seara aceasta și să stăm înainte lui Dumnezeu și să ne gândim, dar nu știu de ce, vreau să citesc versetul 7 din 1 Timotei, capitolul 2, care spune așa: și provăzitorul și apostolul lui am fost pus eu, adică este vorba de Pavel, și tu și eu, dacă cunoaștem Scriptura și nu Hristos, ne-a ales pentru lucrul acesta. Trebuie să vestim cuvântul Domnului. Spune adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Aș vrea să citesc un cuvânt din cartea Efesenilor. Din Efeseni, din versetul, de la capitolul 3. Efeseni, capitolul 3, aș vrea să citesc versetul 7 și 8, care spune așa: al cărui slujitor am fost făcut eu după har, darul harului Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurile, bogățiile, nepătrunse ale lui Hristos. Deci dacă Pavel vorbește despre lucrul acesta, tu și eu, care l-am cunoscut pe Hristos, am primit adevărul și cunoaștem adevărul, de ce nu ieșim în stradă? De ce nu suntem mijlocitori? De ce nu suntem rugători pentru toți oamenii? Vă îndemn în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos. Am nevoie de susținere pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu înapoi pe stradă. Am nevoie de oameni care cunosc pe Dumnezeu. Am nevoie de oameni care cu adevărat vrea ca cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat așa cum este scris în Scriptură. Am nevoie de Biblie, am nevoie de versete Biblie și să facem să dăm oamenilor. Pândem în seara aceasta, gândiți-vă la lucrul acesta. Hai să fim unii din aceia care suntem rugători înaintea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Să fim mijlocitori, să fim din aceia care dorim ca toți oamenii să fie mântuiți și Dumnezeu să fie slăvit în veci. Amin. Vă binecuvintez și în seara aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Și vă îndemn, frații mei, haideți să punem umărul la carul Evangheliei Hristos și să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să fie slăvit și toți oamenii să vină la mântuire în veci. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul Hristos. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Har și pace de la Domnul.